Pe 16 decembrie 1944, Hitler lansează operațiunea Wacht am Rhein, contraofensiva din Ardeni, ultimul mare pariu al războiului. Armata 6-a Panzere înaintează vijelios, profitând de vremea proastă care face imposibilă recunoașterea aeriană. Cu alte cuvinte, superioritatea covârșitoare în aer a aliaților nu poate fi pusă în valoare. Pe 21 decembrie, nemții încercuiesc Bastoni, unde numai puțin celebra divizie 101 aeroportată americană este obligată să reziste până la despresurare. Să încercăm puțin să ne imaginăm cum se simțeau americanii în pungă. Nu putem, n-avem cum, dar putem recrea într-o cămăruță caldă, la 80 de ani distanță, micul dejun din faimoasele rații Kay. Și mai exact, vom face o cafea în gamela standard M1910 din aluminiu a armatei americane. Desigur, întrucât Letiția nu poate bea orice cafea, ne vom abate puțin de la acuratețea istorică și vom prepara un latte macchiato. Iată cum arată o gamelă M1910. Am uitat să precizez, acel mic vagon de pe șină ce tronează aproape întâmplător în fața gamelei e o machetă a vestitului vagon în care s-a semnat la Compiègne armistițiul din 1940. Așa, să mai dau o palmă pe obrazul Franței.